atunci când sunt fericiți, oamenilor nu le mai pasă dacă afară este vară sau iarnă, spunea Cehov. Sunt Consuela Bălașa și chiar dacă afară este ușor iarnă și ușor frig, sper că am sufletul noastră să fie multă căldură și fericire, pentru că cel puțin în data asta suntem împreună. Așa cum bine știți, înainte de a da startul rubricii, vreau să facem o revistă subiectele pe care le vom avea astăzi aici. Deschidem magazinul și vă servim o nouă porție necesară de sănătate. Împreună cu medicul Răzvan Mihalcea vom discuta puțin despre ficat astăzi. Și aș vrea să vă spun că puteți pregăti întrebări pentru că suntem aici să răspundem la ele. Va urma o mică porție de bune maniere unde Andreea Mocan are ca titlu Politețea în trafic. După aceste două rubrici încărcate informațional, va fi binevenită o pauză muzicală adusă de Ramona Gioaldă. Ne va pune în atenție un nou colind pentru că este perioada lor, însoțit bineînțeles de un mesaj pentru suflet. Pentru că este luni, Daniel Bota ne va servi Ascende, o rubrică importantă de coaching. Și-a ales pentru astăzi ca titlu, Succesul se clădește din interior. În jurul orei 19:30 va intra Cătălin Ionute cu nou material marca Reflecții, iar el și-a ales ca titlu, Fericire cu forța. Sunt tare curioasă ce ascunde acest titlu al lui. Emisiunea se va încheia cu un pahar rece de apă adus de Loredana Mărăcine sub forma știrilor. Sper că vom petrece împreună un timp plăcut și că această zi de luni va deschide o săptămână în forță minunată. Nu mai zăbovim și dăm startul rubricilor. Urmează De vorbă cu doctorul. Te salut, Răzvan, și mă bucur tare mult că ești cu mine în această seară. Am ales ca temă ficatul și așteptăm să aflăm de la tine cât mai multe informații despre acest organ important. Mai ales că vin niște zile grele pentru ficat. Pentru ficații noștri în sperăm ca informațiile pe care tu ne le vei aduce în atenție să ne responsabilizeze și să evităm problemele pe asta contez și eu, de asta am acceptat invitația ta. Trebuie spus că, din păcate, pentru rubrica aceasta, prezența mea în direct e probabil ultima pe anul ăsta. Atât programul nostru, cât și modul în care sunt alcătuite nu mai permit acest lucru, dar încurajăm telespectatorii să ne mai trimită întrebări și nelămuriri pentru a reuși să aflăm lucrurile care îi frământă și a le răspunde acelor lucruri. Pe de altă parte, da, din păcate, și aici nu sunt rău și nici în vreun fel nu vreau să stric bucuria sărbătorilor care se apropie, prin ceea ce am să spun. Dar nu am glumit când am spus că urmează zile grele pentru ficat. Nu mă refer doar la consumul de alcool, care, din păcate, este principalul. O, Doamne, suntem campioni aproape, între primele trei națiuni care consumă alcool pe cap de locuitor în lumea asta, deci nu avem de ce să ne rușinăm de aceste... Ne aparține cu glorie acest titlu. Sigur că dacă ne chinuiam mai mult, putem fi mult mai sus, dar... Nu știu. Deci e o realitate. Se va consuma, partea proastă că se va consuma cu titlul de benefacere pentru toți. Dom'le, sărbătoare, hai să ciocnim cu toți, hai să bem cu toți și în așa fel încât să ne decompensăm bolile care până atunci cât de cât erau puse pe un făgaș și reușeau cât de cât să stea la o linie de plutire. E bine, nu se va mai întâmpla treaba asta. Mă refer de asemenea și la festinul care ne așteaptă. Când după câteva zile în care reușim să ne înfrânăm, dăm deodată drumul la zăgazurile culinare și mâncăm orice, în orice cantități, de câte ori vrem, că doar e sărbătoare. Doar odată e Crăciunul. Și atunci de ce să nu facem treaba asta? Pentru că doar odată e. Și s-ar putea, dacă nu suntem atenți, să fie pentru ultima dată. Sună cinic, sună rău. Însă trebuie să înțelegem acest lucru. Noi nu suntem doar ceea ce introducem în noi, mă referindu-ne strict la hrană, ci suntem totodată dependenți foarte mult de un echilibru foarte discret care există prin ceea ce conține hrana din ziua de astăzi. Regimurile care sunt în perioada asta nu sunt deloc sărace nici în tot felul de ion, cum ar fi sodiu, nu sunt deloc sărace nici ceea ce înseamnă grăsimi, în așa fel încât, din păcate, săranul nostru ficat se va simți cu totul și cu totul dat peste cap, dacă nu a saltat de tot ceea ce înseamnă, să zicem, bucuria mesei de Crăciun. Așa că, spre dezamăgirea tuturor telespectatorilor noștri, am să spun că dacă am ținut post până acum, e bine să ținem și în continuare,
E bine să ne bucurăm cu măsură în ceea ce privesc, în ceea ce privește tot ce înseamnă partea culinară, partea care are legătură cu mâncarea din viața noastră în zilele care urmează. În ce privește consumul de alcool, evident, eu am să vă spun că nu este o idee bună absolut deloc, că vă invit să vă bucurați prin prezența celor din jur, prin vizitarea celor pe care nu ați mai vizitat, prin dăruirea cadourilor, prin primirea unor cadouri și nu prin sărbătorirea bahică a acestor sărbători. Sucombat de alcool etilic, neuronii nu vor face față acestor sărbători. Totodată nificatul. Acest asal se va solda, din păcate, cu moarte celulară. Și nu de puține ori, repet, tot ce a fost compensat până atunci ca boală, fie boală sistemică, fie boală legată de ficat în sine, va fi dat peste cap cu această ocazie. Hai să vorbim despre acest ficat și anatomia lui. Structura. Bine că nu sunt doi. Deci acest ficat este unul dintre cele mai importante organe ale corpului nostru. Dacă e să-l cântărim cu tot cu sângele din el, este de departe cel mai mare organ al corpului. E greu de stors sângele din ficat. La orice moment într-un om viu se pot găsi minim 5 litri de sânge în ficatul lui, din 7 aproape cât avem. Deci, ho-ho, da? E destul acolo, circulă foarte mult. Dacă e să fim corecți, din punctul ăsta de vedere, pielea ar fi cel mai întins, dar cel mai mare, dacă ar pus cap la cap, așa ca greutate, ca masă, ar fi ficat. Dacă ar fi să adunăm capilarele sau, nu știu, mucoasa intestinală, am dat de 2-3 ori ocolul pământului pe la ecuator, asta referindu-mă la suprafața pe care o ocupă el dintr-un singur om, nu al tuturor oamenilor adunați, e foarte mare suprafața lor. Însă ficatul e unul din organele care se ocupă cu foarte multe lucruri. Nu doar că ține sânge, așa cum am spus. Nu, asta e o chestie secundară, prin faptul că el se află acolo pentru a depozita, pentru a sorta, pentru a face, a fabrica tot felul de substanțe, pentru a asigura absorpția lor corespunzătoare, odată ce ele au parcurs drumul prin magistrala portă, prin sistemul port al venei, care poartă așa numele venei porte, de la nivelul intestinului subțire și al intestinului gros, să tragă foarte frumos aceste principii nutritive și de acolo să facă tot felul de lucruri utile pentru noi. Totodată, el are rolul, dacă vreți, de a ne detoxifia. Cel care ne detoxifiază cu adevărat este ficatul. Orice cură, orice promisiune că te detoxifică cu nu știu ce, e mai mult o chimeră, mai mult sau mai puțin o chimeră. Dacă într-adevăr ai suferit intoxicații cu tot felul de compuși, dacă ai o anumă adicție, acestea pot fi la un moment dat, sigur, ajutate să fie eliminate anumiți compuși, xenobiotici și nu numai, dar aici, când vorbim de oameni în general, cel care se ocupă cu metabolizarea tuturor lucrurilor, de la medicamente, la hormoni și tot felul de alte substanțe, este ficatul. Acela care transformă dintr-un metabolit activ într-un metabolit inactiv este ficatul. Sau vice versa, dintr-un metabolit inactiv într-un metabolit activ, tot ficatul este. Da? El se ocupă de asemenea cu biotransformarea multor medicamente. De aceea, cearele de sunătoare, spre exemplu, sau sucurile de grapefruit, acționează pe aceleași locuri, aceleași enzime din ficat pe care acționează foarte multe medicamente ale noastre. Și dacă bem cei de sănătoare sau dacă bem suc de grefuri, putem risca să ne supradozăm sau să ne subdozăm anumite medicamente pe care le luăm. De aici recomandarea frecventă a personalului medical de a nu consuma suc de grefuri sau cei de sănătoare, pentru că aceștia au efectul de inductori enzimatici, stimulând fie o activitate crescută, fie o activitate scăzută a altor substanțe pe care pacientul le ia pentru diferite afecțiuni. Totodată, cel care se ocupă, dacă vreți, cu metabolizarea tuturor compușilor, am spus, inclusiv alcoolul, sau dacă vreți, în principal alcoolul, este ficatul. Toată lumea știe că se ceartă cu ficatul în perioada asta. Nu suferă dubii că cineva are impresia că dacă bea alcool, nu știu ce lucru bun se întâmplă sau că ce bine se bucură ficat. Nu, evident că nu. Însă aduc aminte tuturor că își expun niște riscuri destul de mari ficat. Pe de altă parte, spre deosebire de apă, alcoolul și de fapt orice alt compus,
are un potențial adictiv foarte mare, acela ca să nu te oprești la un pahar sau să nu te oprești la două pahare sau la două pahare pe zi, ci să bei în fiecare zi din ce în ce mai mult. Potențialul adictiv, atât de adicție fizică cât și de adicție psihică, este foarte, foarte mare pentru alcool. De aceea avertizez ascultătorii, privitorii noștri, că nu este bine să joace cu astfel de lucruri. În mare, cam asta e. Totodată am mai spus, ficatul este cel care produce bila și o depozitează în intervalul dintre mese, în ceea ce se numește colecist. Uh-huh. Da? Acolo este depozitat vezica biliară, fierea este cea care este acel suc verde. Este cea care este secretat de ficat și depus acolo. Iar în timpul mesei se evacuează pentru a asigura absorpția tot felul de principii nutritive din duoden, din intestin. Da? Asta este rolul ei. Tot de ficat este secretat în așa fel încât în momentul în care se scoate, se elimină chirurgical colecistul, pacientul nu va suferi de un deficit de așa ceva, ci va suferi, adică poate să iasă fără colecist, pentru că secreția survine. Are probleme cu lipsa sărilor biliare când are de-a face cu icter, când un obstacol survine pe calea normală de evacuare a bilei în duoden și nu mai permite evacuare și pacientul începe să se îngălbenească, să se facă portocaliu, da? Apropo de treburile astea. Ce pot să vă mai spun despre ficat? E, spre deosebire de rinichi, e între putinie organul care nu are terapie de substituție. Ce poți să-i faci un bolnav în insuficiență hepatică? Prea puține lucruri. Un bolnav de insuficiență renală în stadiu de terapie substitutivă renală, așa cum îi spune numele, ai ce să-i faci. Îi faci dializă peritoneală, îi faci hemodializă, te gândești la transplant renal. Singura substituție pentru insuficiența hepatică, atunci când e cazul și când nu sunt contraindicații majore sau contraindicații chiar relative, nu-i decât transplantul de ficat. Și nu e nici ușor de făcut, nu e nici ușor accesibil un astfel de organ și transformările pe care le suferă un organism la care ficatul este bolnav, din păcate nu sunt puține și nici reversibile o parte și nici cu un preț foarte mic pentru pacient, pentru cel care trece prin așa ceva. Ideea este că nu vrei să fii bolnav, să-ți îmbolnăvești ficatul, pentru că lucrurile pot fi cu adevărat dramatice, ajungând până la schimba personalitatea. Am vorbit la un moment dat de ciroză, de tot ce înseamnă encefalopatia hepatică, acea îmbătare a neuronului cu tot felul de compuși care ajung acolo unde n-ar trebui să ajungă și cum omul își modifică total comportamentul și nu mai ești tu deja, lucrurile sunt destul de serioase, ajungându-se poate până la comă hepatică. Evident. Și de aici tot felul de tulburări de coagulare. Să nu uităm că da, într-adevăr, în ficat sunt sintetizați o grămadă de compuși utile, am spus, de la principii legate de hormoni steroizi și de nuclei sterolici până la factori de coagulare. Da? Deci e foarte important această fabricuță, dacă vreți folosi un termen comun dintr-o reclamă la un medicament care s-ar spune că protejează ficatul. Realitatea ne spune că protector hepatic nu prea există în practica medicală. Multe se dau a fi protectoare hepatice, niciunul nu cred că are această capacitate. Probabil că atunci când vom descoperi un protector hepatic adevărat, cineva va fi sancționat cu un premiu Nobel și lucrurile se vor îmbunătăți foarte mult pentru pacienți. Până atunci nu putem decât să avem grijă de ceea ce înseamnă ficatul nostru. Îți mulțumesc foarte mult. Ne-ai vorbit foarte detaliat despre alcool. Aș vrea să te întreb, știu că nu este neapărat zona ta, și anume nutriția, dar spune-ne exact sau conturează-ne cumva un meniu de sărbători care să nu ne afecteze. O, Doamne! Este greșeala fatală pe care o facem? Acum, toată lumea se concentrează pe treaba asta. Da? Și am văzut tot felul de formulări în spațiu virtual, acelea de tipul dacă vei face asta, vei slăbi, sau dacă nu vei mai face asta, vei slăbi, sau nu știu mai departe. Bun, ideea este, una din greșeli este aceea a cantității. Brusc, dintr-o dată, odată ce s-a terminat postul sau în zilele premergătoare sau odată cu adunarea familiei, se mănâncă dintr-o dată mult mai mult. Da? Sărbătorile sunt un festin și în primul rând cantitativ. Așa cum se spunea și am avut recent această discuție, și în viață, și în medicină, și în nutriție, și în orice alt domeniu al vieții, atunci când ai un plus calitativ, deja calitatea nu mai contează. Când ai prea multă cantitate, calitatea nu mai contează. Poți să ai suficient de multe lucruri bune, dacă le mănânci în exces, acestea nu vor mai, își vor pierde acea proprietate de a fi bune și vor deveni un exces, o povară pentru organism și de aici vor decurge o grămadă de probleme. Bun, deci în primul rând cantitatea.
Și sfătuiesc, nu vă îmbuibați. Nu trebuie să mâncați 5 mese pe zi. Nu trebuie să mâncați o jumătate de nu știu ce animal sacrificat în zilele astea, doar o persoană. Adică nu încercați. Probabil că lucrurile sunt bune, probabil că sunt gustoase, probabil că sunt frumos mirositoare, probabil că n-am niciun dubiu că pot fi foarte îmbietoare, da? Atunci mai ales când vii de afară, când e frig și așa mai departe. Nu. Încercați să evitați treaba asta. Evitați consumul, pe de altă parte, în perioada asta, și de aici se câștigă o grămadă de bani, și știu că voi deveni un grinch, cum se spune, strigând deopotrivă sărbătorile atât ale părinților cât și ale copilor, se bea o grămadă de băuturi carbogazoase. Aproape la fel de nocive, și nu exagerez când spun asta și nu sunt deloc rău când spun asta, băuturile carbogazoase cu gust de tot felul de cola, că e prima, că e a doua băutură cu gust de cola din România, cea mai, sunt extrem de nocive în perioada asta, pentru că se consumă din plin. Și promoțiile te îmbie să cumperi mai mult. Ți se și dă mai mult cu această ocazie, doar vei crește vânzările celor care profită de niște sărbători pentru a avea un plus de profit. Dar nu e recomandabil și, repet, consumul de băuturi cu sau fără gust de cola, dar care sunt carbogazoase, care sunt pline de zahăr, sunt extrem de nocive. Nu uităm că beneficiem de o prăjitură care aș putea spune că e relativ sănătoasă, cozonacul, dar care are, sigur, aduce un exces caloric. E bogată, foarte, foarte bogată în calorii. Așa că de obicei servești un pahar de ceva suc cu cozonac, nu? Adică mănânci, nu știu, o pungă de zahăr cu ocazia asta, și nu exagerez. Adunate cantitățile, cam acolo ne duc. Nimeni n-ar fi, cum spunea bunica mea, bolund la cap să mănânce o singură dată o pungă de zahăr. Dar dacă e să adunăm, constatăm că s-ar putea să mâncăm câte 3 pungi de zahăr pe zi, adunate din alimente pe care astăzi le consumăm, pentru că, da, hrana pe care conținută meniul nostru este foarte bogată în calorii, foarte hipercalorică, spunem noi. De aici și excesul ponderal, care se vede în viețile tuturor, se vede foarte mult în societate, cu multă ușurință, decât era acum câțiva ani. Bun. Grăsimea va fi nelipsită și ne va solicita colecistul din plin, din punctul ăsta de vedere. Aviz persoanelor care au probleme gastroenterologice, a luat tot felul de pastile, la cât paci să scapă un preparat comercial, care ajută sau stimulează sau feresc bila sau nu știu ce, nu presupun sau nu trebuie să ne asigure, să ne spună nouă, faptul că putem mânca cu domnule, ne protejăm, las că iau nu știu ce sau două nu știu ce și sau compensez. Trei nu știu ce și ajută pancreasul, ajută bila, ajută și pe vecina de la trei, dacă se poate să bată și covoarele, și pot să compensez, adică pot să bag forță că e momentul să fac treaba asta, doar sunt sărbătorile. E bine, nu, organismul nu funcționează așa. Aceste lucruri, aceste preparate, chiar dacă sunt fie suplimente alimentare, fie medicamente, fiecare și le vinde cum poate, nu funcționează în sistemul acestui organism, nu funcționează de după principiile acestea. Și în ciuda tuturor aparențelor, organismul nostru e mult mai deștept decât posesorul. Și atunci nu se lasă ușor păcălit și s-ar putea să ne păcălească el pe noi și să ne ducă la spital. Nu mi-aș dori să am foarte mulți clienți zilele astea, mai cu seamă că sunt de gardă. Asta vreau să precizez, cu mare plăcere, știu că ești de gardă. Cu mare plăcere fac acest lucru, pentru că e nevoie, întotdeauna e nevoie de ajutor pentru oameni, dar pe de altă parte mi-aș dori ca, din cauze care pot fi evitate, repet, din cauze care pot fi foarte ușor evitate, tot ce am spus eu nu costă nimic, pe asta ar putea să ieși pe plus. Dacă faci treaba asta și să dai banii pe cadouri ca să produci celorlalți o bucurie, decât să ieși în pierdere. Deci tot ce am spus eu nu costă absolut nimic din punctul ăsta de vedere și sunt la îndemână. Numai că întotdeauna, din cele mai vechi timpuri și până astăzi, cum suna o definiție în istorie, a te înfrâna a fost mult mai greu decât a te lăsa liberă sau în voia pasiunilor, a poftelor și așa mai departe. Bun. Ce pot să vă mai spun este că în această perioadă, deși te vezi cu multe persoane, nu e o idee rea fie să te duci la colindat, fie să ieși să faci pauze, să te plimbi în parc. Probabil, nu știu vremea probabilă, nu știu timpul, nu știu ce ne va rezerva, dacă va fi frumos, va fi zăpadă. Dacă va fi zăpadă, încurajez pe toți respectatorii noștri să nu îl încezească în casă, în fața programelor speciale, ultra speciale, mega speciale de sărbători, de revelion și așa mai departe, și să meargă și să încerce să facă exercițiu fizic. Vor avea zile libere, să se bucure fie la munte, fie la mare, fie la o scurtă plimbare, cum zice vorba, în așa fel încât să nu stea și să înceapă să facă exercițiu fizic 20-30 de minute pe zi. Nu e foarte mult, dar e foarte util.
din punctul ăsta de vedere. Evident, de alcool am vorbit, evident, de băutere am vorbit. Eu cred că asta l-aș evita foarte mult. Evident, să nu uităm. Știu că sună frecvent și a folosit cuvântul ăsta, evident. Dar mintea mea, vorba mea e la mintea cocoșului, dar nu e chiar așa de simplu de spus. Se va mânca foarte acru sau foarte sărat în perioada asta. Cu această ocazie vor gusta tot felul de chestii. Evident că aceste lucruri vor face, repet, fie să decompenseze unele suferințe cronice. Nu e ok ca dacă știi că ai o suferință cronică, incestă cardiacă, ciroză hepatică, hipertensiune și așa mai departe, să guști și tu în perioada asta ceva care conține extrem de multă sare și așa mai departe. Nu, pentru că te joci cu viața ta. Și credeți-mă, am avut pacienți care au decedat dintr-o complicație pentru că mâncaseră stixuri sau pufuleți. Da. Nu mâncaseră cine știe ce de Crăciun, dar mâncaseră o chestie pe care... Deci nu e bine să te joci cu treburi de genul ăsta pentru că nu știi cum sau de ce vor fi complicate lucrurile. Da? Și uneori e mai bine să previi decât să te tratezi. De asta insist pe astfel de recomandări. Cam asta e ce pot spune eu, acest Grinch care tocmai a stricat sărbătorile telespectatorilor. Nu l-ai stricat. Poliția culinară. Ai asigurat o bună... Sper, sincer. Chiar mi-aș dori ca toți să profităm de aceste sărbători. Ca holurile spitalelor și camerele de gare să fie goale, nu ca să se bucure eu, mă bucur eu sau colegii mei care sunt în gare în zilele respective, ci efectiv pentru ca lumea să stea acolo unde trebuie să stea, adică alături de cei dragi, sărbătorind o reuniune, o revedere, o, nu știu, orice eveniment, în așa fel încât să se bucure cu adevărat de zilele libere, de sărbătoare, de tot ce înseamnă aceste lucruri și să simte că a fost, nu să aștepte nu știu ce rezultat, nu știu ce CT, nu știu ce tratament și așa mai departe. Vreau să te întreb dacă ficatul doare și dacă are o durere specifică lui atunci când el suferă. Tipică, specifică, nu. Tipic pentru organele parenhimatoase, cum sunt ficatul, cum sunt rinichii, cum este splina, este că nu dor, ei nu au receptor de durere în ei înșiși, ci doar în capsulele care le acoperă. Uh-huh. Da? Și atunci ficatul trebuie să se destindă, trebuie să crească relativ brusc sau foarte mult în așa fel încât să destindă acești receptori de durere din capsula Glisten și să poată să dea durere. Nu doare frecvent ficatul, doare mai degrabă colecistul, doare pancreasul, durerea fiind iradiată și interpretată ca fiind legată de ficat. Evident că în momentul în care există afectare cardiacă, când stă mai mult sângele, în loc să fie dus corect către inima, să absorbă sângele, dacă vreți, să aspire, e un termen incorrect fiziopatologic, sângele care e mai jos de antigravitațional și când băltește la nivelul ficatului, putem avea de-a face cu un ficat dureros, ficatul de stază. Când la fel, că își mărește dimensiune mult și întinde capsula hepatică și aceasta duce la durere. Deci, da, ficatul poate durea, nu are o durere atât de tipică, repet, fiind foarte multe organe îngrămădite aici în abdomen, e greu de spus și distribuția lor în momentul în care se integrează durerea la nivelul scoarței cerebrale, fiind extrem de difuză, nu permite o, dacă vreți, incriminare directă doar din ceea ce ne spune. Și noi atribuim de cel mai multe ori o durere ficatului, dar de fapt aceasta nu este neapărat de la ficat. Îți mulțumesc foarte mult. Cineva în direct întreabă ce părere are de suplimentele alimentare care ajută ficatul? Și dă exemple de câteva medicamente. Din punctul meu de vedere, cele care promit tot felul de, nu știu, ajutare ficatului sunt doar în parte adevărate, ca să nu fiu rău, să nu spun mai mult. Eu cred că realmente nu există cu adevărat protectori hepatici. Avem mult de dezvoltat pe această treabă și industria farmaceutică probabil are încă mult de descoperit în acest moment. Nu cred că există anumite medicamente care să ne protejeze de efectele secundare ale altor medicamente, deși în interes comercial ele ne sunt vândute tuturor, dar nu luați și un protector hepatic tot la atâtea medicamente. Evident, asta e o chestie care mai mult, cum să vă spun, are o iz de negustorie, nu are neapărat dovezi științifice solide care să argumenteze această poziție. În anumite afecțiuni, în anumite cazuri selectate, ele pot fi eficiente, dar noi nu vorbim de marea masă aici, vorbim efectiv de o chestie care e relativ clară, arată. Deci vorbim de anumite pacienți cu anumite afectări la care poate fi utilă. În rest, lucrurile pot fi dubitabile, pot fi discutabile, pot fi analizate și reanalizate și, în mod cert, promisiunile nu se înalță la
înălțimea așteptărilor sau ale faptelor concrete din punctul ăsta de vedere. Despre spirulina? Doamne, am auzit treaba asta și s-a dat că vai ce ajută ficatul de... Nu știu, este o întrebare pe care... Are o... Există un sâmbure de adevăr, sâmbure când vorbim de o plantă. Da, evident, e vorba de o plantă, de aici s-a extras toată treaba asta. V-am spus, 90% din tot ce înseamnă farmacologia modernă este obținută. La un moment dat, a venit ideea folosim plantele, deci botanica încă stă la baza dezvoltării farmacologiei și a farmaceutice moderne. Pe de altă parte, doar pentru că e din plantă sau modul în care e obținută, aici e trecut unor cu vederea, evident. Pot să vă dau 100 de medicamente numai acum, fără să mă opresc, care sunt obținute din plantă, dacă nu mai am de a face nimic cu planta, procesul lor fiind 100% sintetic pentru a se obține în cantitate mare și utilă din punctul ăsta de vedere. Acum, ce vă pot spune e că ajută, dar nu atât de mult pe cât se crede. Crede, pe cât se speră sau pe cât se face o promovare absolută a acestei spiruline. Eu cred că ajută cam 10% din cât se așteaptă din punctul ăsta de vedere și cred că 10% e ușor exagerat. Generos. Spune-mi, te rog, boala ficatului gras afectează doar oamenii care au kilograme în plus? Nu. Și vă vorbești un gras, deci credeți, nu. Există steatoză hepatică ce are legătură cu grăsimea, cu obezitatea, da. Există steatoză hepatică ce are legătură cu consumul de alcool. Deci este steatohepatită sau steatoză hepatică alcoolică și non-alcoolică. Aici pot contribui la cea non-alcoolică o grămadă de factori, inclusiv medicația uneori care e dată sau luată din proprie inițiativă sau poate dată aiurea. Că se întâmplă și chestii de genul ăsta, din păcate. Dar, fără să dau cu parul nici în unii, nici în alții, nu e legată doar de kilograme în plus. Fără dar și poate există profiluri mixte în care pacientul este și gras și consumă și alcool. Nu contest acest lucru și eventual mai are și un medicament pe care poate le-a de proprie inițiativă că îi face bine. Și evident că lucrurile pot fi rele din punctul ăsta de vedere. Asta în împărțire e, dacă vreți, o împărțire mai mult strict academică, didactică, pedagogică, în așa fel încât să-ți fie mai ușor în a clasifica, în a face o chestie care, nu știu, folosește mai mult predării și discuției decât unei distincții clare. Pentru că, repet, la populația despre care vorbim astăzi, fiind extrem de deosebită, întâlnești ambele agresiuni deopotrivă. Și agresiunea hipercalorică ce dă obezitate și agresiunea legată de alcool. Te trezești că pacientul poate avea un profil mixt în care să aibă și steatoză hepatică alcoolică și non-alcoolică. Da, deci efectul net să se însumeze pe celula hepatică și, așa, și aceasta în mod cert să suferă. Trebuie spus că, din păcate, în cele mai multe cazuri nu e decât un hop de la steatoză sau steatohepatită la ciroza hepatică. Știut de toată lumea, e destul de temut acest cuvânt ciroza hepatică. Mm-hmm. Cam toată lumea știe, chiar și pacienții care vin pentru mine și primesc acest diagnostic, știu că cum ce să mănânc, cu ce să mănânc acest termen de ciroză. Motiv pentru care, probabil, fără să fiu sperietoare de serviciu, aduc aminte că nu e bine să te joci cu treaba asta și că nimeni nu poate să spună când treci de la una la alta. Da? Deci atenție din punctul ăsta de vedere. Am zis bine treaba cu, vorbește un gras, că până la urmă știți cum e vorba aia. Tot pățitul-i priceput. L-a scos pe el că măcar știe că a dat cu capul de pragul de sus. Cineva care se încăpățânează să-și petreacă sărbătorile așa cum a fost obișnuit ne spune că sunt anumite băuturi alcoolice care sunt considerate digestive. Nici pe acestea nu este indicat să le consumăm, păi, după bunul plac? Digestive, în ce sens, adică termenul digestive în sensul acesta se folosește la cu totul alt scop al lui, pentru că, din păcate, având ideea de alcool etilic în el, acest alcool etilic nu se scurge prin intestinele noastre, ca să nu zic mațe, ca printr-un tub, pentru că ar fi o dramă din punctul ăsta de vedere, cel este absorbit și nu sterilizează nimic, așa cum speră mult 80% din populația băștinașă a României, ci este absorbit în ficat și va trebui să facă ceva ficatul cu el și va ajunge la un compus care va face rău în metabolismul acestuia. Da? Cunosc o singură situație în care acolo chiar face bine. Aceea este intoxicația cu etilenglicol sau cu mitilic. În momentul în care te-ai, da, în principal cu mitilic sau alcoolul metilic, acel compus este mult mai toxic decât alcoolul în sine și ca să nu ducă la metabolizarea acestui compus, la compuși care sunt extrem de toxici și care duc la orbire, la insuficiență renală și ulterior chiar moarte,
Îi se dă pacientului să bea alcool etilic, de o concentrație destul de mare, decât îi se spune să bea o sticlă de whisky, pentru ca să-i să inducă sinteza din alcool etilic a altor compuși și a se inhiba sinteza din alcool metilic. Diferența e de o singură litră și de un singur atom de carbon, lucru care poate duce la niște consecințe foarte grave. Da? Deci aici e singura excepție pe care eu cunosc medical vorbind, că îi pot spune cu mâna pe inimă, fără niciun dubiu, pacientului să bea alcool ca să-i salveze viața. Alminteri? N-aș putea să folosi această treabă. Poți să-l folosești să dezinfectezi o rană foarte mare. Ești cu mașina și ai o sticlă de whisky și cineva s-a tăiat foarte serios. Ok, folosește-o ca să dezinfectezi rana dacă n-ai altceva la îndemână. Dar nu folosi ca să dezinfectezi mațele, pentru că nu folosește la așa ceva. Îți mulțumesc. Trece timpul incredibil de repede, mai aveam întrebări, dar mă voi rezuma la una singură, care vom și încheia. Ce se întâmplă atunci când suntem loviți în zona ficatului? Se poate întâmpla multe. Pot fi... Cred că are legătură tot cu această perioadă. De ce e tradițional să ne batem în perioadă? Am înțeles. În funcție de ce consumă la masa de Crăciun. Am înțeles. Sau de ce n-avem pe masa de Crăciun și cine e vinovat cu chestia asta. Am înțeles. Bine, totodată e 18 decembrie astăzi. Acum 20 ceva de ani, tot așa, cu ocazia sărbătorii, se deschidea focosproamelor. Deci traumatismele ficatului, și aici hai să vorbim un pic despre ele, dar pe foarte scurt, pe alerga că ne bate Ramona, trebuie să intre peste noi. Trebuie să le luăm așa, traumatisme deschise, deci în momentul în care e penetrat ficatul printr-un agent vulnerant, acela poate să fie orice, de la ce am dat exemplu cu glonțul până la înjunghiere, virtual orice, și un scaun dacă îl rupi și îl treci prin ficat, acela poate facă treaba asta. Nu râdeți că s-a văzut și s-a putut întâmpla și treaba de genul ăsta. Să nu uităm accidentele de circulație, care sunt din ce în ce mai frecvente. Și că ora începem să le datorăm o mortalitate din ce în ce mai mare. Și poți să fii foarte sănătos și foarte bine și să duci viața sănătoasă, și să ai un accident, trebuie să mori într-un mod, aș putea spune, fără să greșești, stupid din punctul ăsta de vedere. Traumatisme pot fi de asemenea traumatisme, să zicem, închise, în care ai avut o lovitură care nu a dus la lacerare, la dilacerare, la ruperea pielii și expunere și mai departe, ci nu. Dar se poate solda cu ruperea ficatului. Aici pot fi tot felul de traumatisme care spun, dom'le, dar n-am niciun fel de problemă, uite, eu sunt întreg, m-am lovit sau am avut un accident sau am căzut de la multă înălțime și eu sunt întreg, n-am pățit nimic, dar de fapt o să am ruptură spenică sau ruptura ficatului. Și sunt o grămadă de chestii. Depind foarte mult și de intensitatea agentului vulnerant, cum spunem noi așa în limba noastră, adică cu ce intensitate ești lovit și cu ce se soldează respectivul traumatism. Cu o lovitură directă care duce la dilacerare, cu, nu știu, e atenuată, se face perforație, nu se face perforație, depinde foarte mult. Ideea este că, evident, nu este bine să fii lovit la ficat. La un moment dat și boxerii știu foarte bine treaba asta. O lovitură în dreptul ficatului poate fi mai valoroasă din punct de vedere al posibilității ca să-ți doboare adversarul prin knockout decât un uppercut aici, pentru că duce la constricția anumitor vase mari de sânge și scăderea volumului și aproape că leșinii în momentul în care primești o lovitură în dreptul ficatului. Deci nu e ușor de suportat un astfel de traumatism. Evident, nu încurajez pe nimeni. Toți golanii de prostadă știu că e bine să-ți dea la pateu, adică să te lovească la ficat, tocmai pentru că știu potențialul destul de rău al acestor lovituri. Evident că trebuie să le evităm și să le primim, dar și să le producem altora, da? Pentru că putem să fim și în celălalt rol, de ce să nu vedem și din punctul de vedere. Și repet, cred că sărbătorile ar trebui să ne aducă mai multă pace și mai multă liniște și nu neapărat mai multe motive ca să ne agresăm unii pe alții în orice natură. Ne respectăm foarte mult respectatorii și nu pot să ignor ultima întrebare care a ajuns acum în live. Nu am consumat niciodată alcool, nici ouă, nici lapte, decât lapte de soia, nici carne. Mă mir de ce am boala ficatului gras. Există posibilități în care, să spunem, să evite tot felul de alimente care sunt bogate în grăsimi. Acum, nu știu despre ce e vorba, nu cunosc cazul. Poate că diagnosticul, nu știu cum s-a pus, habar n-am. Nu contest diagnosticul, nu contest că pacientul a făcut tot ceea ce ne spune. Dar există posibilități în care există ceea ce se cheamă dislipidemii familiale, în care există anumite gene care ne fac mai bolnavi pe unii decât pe alții, adică metabolismul grăsimilor la mine poate să fie mai prost decât e la tine. Și asta e o chestie care ține de genele mele, de familia mea, de strămoșii mei, acestorii mei, din moștrămoși. Da, există posibilitatea. Am mai spus, noi nu suntem toți egali.
Eu am 1,80, tu nu ai 1,80. Asta nu înseamnă că nu suntem egali. În fața legii, în anumite, dar nu pornim de pe aceleași premise. Și zestrea mea nu e aceeași cu zestrea ta sau celor care ne privesc. Suntem extrem de deosebiți unii de alții. Deși distinția pe care eu mereu o fac. Da, doamnelor și domnilor, da, stimate spectatori, vorbesc despre o boală. Dar eu nu vorbesc, eu când vin sau când fac meseria mea, eu vorbesc despre pacient. Uh-huh. Eu discut despre un pacient care are un cu totul alt fel de fenotip, cu totul alt fenotip al bolii și așa mai departe, care diferă foarte mult de ceea ce știu eu că e boala ca atare. Da? Bun. Scăpând de digresiunea asta, o să remarc faptul că există posibilitatea acestor lucruri. Poate că în afara acestor lucruri a consumat, știu eu, ce alte alimente, fără să-l acuz, care conțin foarte mult, foarte mult de calorii. Caloriile în exces duc, dacă vreți, pe un braț mai lung, pe o cale mai lungă, tot la acumulare de grăsime. Poate părea paradoxal, poate că nu are nicio legătură coada vacii cu ștampila prefecturii, dar în metabolism, și asta e biochimie, de anul întâi, dar din păcate se poate întâmpla să ajungi printr-un exces caloric, da? Că nu mai are ce face organismul caloric, să-l transforme în factor de risc pentru apariția acestor dizipidemii și în a depozita mai mult decât e cazul și a face fiecatul gras. Și fără să, repet, nu acuz pe nimeni și nu cred că ăsta e rolul meu aici, dar pot să spun că nu doar factul tradițional. Și omul a pus degetul pe anumite lucruri, dar explicația nu rezidă doar în asta, că într-adevăr mulți medici s-au minunat de ce pacienți care nu aveau factori din dietă, factori de risc cardiovascular, făceau totuși boli cardiovasculare, pentru că exista această noțiune de dizipidemie familială. Sunt foarte puțini cei care au grijă de ei, au și chestia asta și eventual au mici complicații. Majoritatea au, fără să știe, dizipidemie familială și adaugă o grămadă de alți factori de risc, care cumulați duc la tot felul de complicații și unor apucă să facă o boală cardiovasculară care le dă alte sechele sau alte complicații sau o ucide, din păcate, înainte să dezvolte alte complicații pe organe cum ar fi ficatul din și așa mai departe. Da, se poate întâmpla treaba asta. De asta vă spun că lucrurile nu sunt deloc atât de simple sau de pus în cutii și gata, aici avem cutia cu steatoza hepatică, aici avem cutia cu ulcerul gastric, cu stenoza aortică și așa mai departe, ci lucrurile sunt extrem de complexe, fără să pară că viața e complexă și are multe laturi. Nu vreau să spun treburi de genul ăsta. Răzvan, îți mulțumesc tare mult. Nu pot să-ți spun cât îți sunt recunoscător pentru că am făcut această rubrică împreună. Ai rezistat aproape un an de zile cu mine. Cred că și tu ai rezistat puțin cu mine. Chiar dacă sunt o drăguță și o finuță în general. Absolut. A fost onoare pentru mine. La fel. Și în anul 2000... Numai puțin și pentru mine. Din 2018... Continuăm să facem același muncă împreună, sper. Cu mare plăcere. Îți mulțumesc tare mult. Acesta a fost De Vorbă cu Doctor. Rămâneți cu Magazin TV. Medicina este știința și conștiința încălzită de iubire față de oameni, spunea Iuliu Hațeganu. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și sperăm să găsiți utile și plăcute informațiile pe care vi le-am pregătit în această zi la Magazin TV. Aș dori să vă amintesc că, dacă nu ați dat încă like paginii A7 TV, vă invităm să o faceți, așa cum puteți și distribui această emisiune dacă doriți să o împărtășiți și cu prietenii noștri din mediul virtual. Așteptăm în continuare sugestiile voastre, oricând simțiți nevoia să o faceți, noi suntem aici pentru a le primi. Facem pași și trecem la următoarea rubrică și vom primi o mică și scurtă pastilă, dar atât de necesară, de bune maniere. Andreea Mocan a ales ca titlu pentru astăzi, Politețea în trafic. Vă invit să o ascultăm împreună pentru că sunt convinsă că este util și important. Bun găsit! Mulți dintre noi suntem șoferi, unii începători, unii cu mai multe ore petrecute în trafic și la drum lung. Alții poate sunt șoferi ocazional, doar atunci când este neapărat nevoie. Cred că atât un șofer responsabil, cât și o persoană fără permis de conducere vor fi de acord cu ceea ce voi spune. Politețea în trafic presupune buna pregătire a mașinii, modul cum interacționăm cu ceilalți participanți în trafic și, bineînțeles, să avem permanent atitudinea preventivă față de orice posibil eveniment rutier. Un conducător adut, manierat, este o specie rară, dar necesară.
Un conducător automanierat va fi mereu apreciat de cei cu care călătorește și de partenerii din trafic. Dar problema cea mai mare este că, deși suntem șoferi responsabili care conducem prudent și respectăm regulile de circulație, tot avem spaima de ceea ce se întâmplă pe șoselele din România. Asta pentru că avem și o categorie de șoferi irresponsabili care nu respectă regulile de circulație în trafic. Au tupeu și declanșează accidente în care, din păcate, sunt victime chiar șoferi experimentați, corecți și manierați în trafic sau persoane nevinovate. Bunele maniere pe șosea ne asigură o călătorie plăcută și sigură și cred că de acest lucru avem nevoie, de siguranță. Poate că dorința aceasta de siguranță nu o vom înțelege prea bine decât atunci când devenim părinți și ne dorim ca în momentul în care ne urcăm la volan să nu ne doară capul de cele pe care le vom întâlni în trafic sau pe șosea. Este obligatoriu să știm regulile de circulație, semnele, marcajele și însemnătatea lor. Este important să avem răbdare. Din păcate, în România, șoferii nu au răbdare. Mulți claxonează imediat ce s-a pus culoarea verde la semafor și de multe ori se folosește acel tupeu în fața altor mașini, adică pun mașina în fața altor mașini. Din păcate, șoferii din alte județe care au un număr de mașină și din alt județ sunt mai claxonați și mai agasați în trafic de către ceilalți. Și constat că mulți au tendința de a se descărca în trafic prin rostirea cu voce ridicată a unor cuvinte injurioase la adresa altor șoferi, la adresa pietonilor. Este frumos să nu blocăm intersecția doar pentru că avem prioritate și să așteptăm 30 de secunde pe loc pentru a evita un blocaj. Din respect pentru viața noastră, a celor care urcă alături de noi în mașină, pentru viața celorlalți șoferi sau pietoni, trebuie să ne urcăm la volanul mașinii odihniți, să fim atenți la trafic, să nu dăm ocazie evenimentelor nefericite. Trebuie să respectăm viteza admisă, nici să avem o viteză sub limita admisă, dar nici peste. Vorbitul la telefon încă reprezintă o problemă, chiar dacă există posibilitatea de a vorbi la căști. Există varianta de hands-free. Conversațiile în timpul mersului cu mașina, conversațiile ținute cu cel de la volan, trebuie să fie calme, să nu fie în contradictoriu și trebuie să se evite pe cât posibil distragerea atenției șoferului de la cele ce se întâmplă în trafic. Orice șofer trebuie să respecte pietonii și să nu gonească atunci când se află în apropierea unei grădinițe, a unei școli sau să facă slalom printre pietoni. Parcatul rămâne o problemă în România, dar deși este greu să găsim un loc de parcare, trebuie să ne asigurăm că am parcat astfel încât nu incomodăm traficul și pe alți pietoni sau că nu blocăm accesul undeva sau ieșirea vreunei alte mașini parcate. Faptul că suntem insuficient de manierați în trafic, plus o structură a șoselelor devenită neîncăpătoare pentru numărul mare de mașini existente în trafic, duc la întârzieri ale autobuzelor și tramvaielor cu nerespectarea graficului de pe traseu și cel mai grav, sunt împiedicate mașinile de pompieri și ambulanțele să ajungă în timp real acolo unde este realmente nevoie pentru a salva o viață. Un șofer manierat este mereu atent și îi respectă pe ceilalți, adică respectă șoferii, pietonii, bicicliștii, în oraș, dar și pe drum de țară, pe autostradă, indiferent dacă este zi sau noapte, indiferent dacă afară plouă, ninge sau este soare. Până data viitoare, nu uitați că bunele maniere sunt mereu la modă, inclusiv în trafic. La revedere! A fi cult înseamnă a avea simțul valorii, așa cum a fi educat înseamnă a avea simțul măsurii, spunea Aurelian Silvestru. Lângă mine este Ramona și aș spune că vreau colinde fără măsură în această seară. Din păcate nu se poate. Salut, Ramona! Cu măsură prezintă-ne colindul în această seară. Vreau să vorbim despre nisoare, ca seara a nis în sfârșit, da, simțim și noi povești. Că e iarnă, oficial și practic. Ți-a plăcut, nu?
Enorm. Și a fulgi mari și... Eram într-un centru comercial când ploua și chiar mă gândeam cu groază, acum ies cu plină de cumpărături, această ploaie odioasă. Când m-am apropiat de ușă și am văzut că de fapt sunt fulgi mari de zăpadă. Nu știam cum să ies mai repede din magazin. Da. Cred că toți avem așa un moment fain al iernii când ninge seara lângă sobă. Mi se pare ceva unic de trăit și cred că are așa o frumusețe a sezonului, mm-hmm, acest moment, în asta, de a sta cu familia lângă sobă sau nu știu dacă tu ai avut sobă când erai mică, dar lângă un calorifer dacă nu, de a fi alături de familie și să-ți povestească mama ceva, să-ți citească o poveste, acea senzație de căldură și frig afară și te uiți pe geam la fulgi de zăpadă, pentru mine și cred că pentru mulți este o amintire frumoasă a copilăriei. Este. Despre această amintire este vorba în piesa de astăzi care se numește Afară ninge liniștit, așa cum ningea aseară, atât de frumos, și este interpretarea deosebită a lui Cristi Predună, o voce iubită de popor, chiar la concertul de sâmbătă pe care l-am avut realizat de A7 TV. A fost cerut. Da, a întrebat cineva în comentarii, Cristi Predună de ce nu este aici? Deci înseamnă că este dorit și în această seară vă prezint un videoclip realizat de A7 TV, expre pentru acest sezon și despre Nisoare, dar mai mult decât atât, vorbește despre mama care povestește despre Iisus, despre nașterea lui lângă sobă, în timp ce afară ninge liniștit. Îți mulțumim foarte mult, Ramona, ca de fiecare dată o alegere foarte înțeleaptă. Așteptăm cu mare interes să urmărim melodia zilei, așadar îți lansez o invitație și pentru mâine. Sigur. Iar pe voi vă invit să urmărim împreună melodia zilei. Afară ninge liniștit și-n casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. Iar noi pe lângă mama stând, de mult uitarăm jocul. În casă patul e făcut, dar cine să se culce? Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. Când mama spune de Iisus, cu glasul ei cel dulce. Cum s-a născut Iisus în fân, în ieslea cea săracă, iar boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Iar boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Și-au mai venit la el apoi păstorii de la stână, și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână. Și îngerii cântau în cor cu flori de crin în mână.
să ne fim colind unii altora în zilele geloase, în zilele geloase ale vieții, spunea Elena Stan. Îți mulțumim foarte mult, Ramona, și mulțumim tare mult și lui Cristi Prădună pentru această interpretare deosebită, care cu siguranță ne-a umplut sufletul de bucurie. Pentru că este luni, primim de la Daniel Bota porția de coaching sub numele Ascende. Succesul este înălțimea la care ricoșezi după ce te izbești de podea, spunea George S. Patton. Succesul se clădește din interior, așa spune în această seară Daniel Bota. Vă invit să urmărim împreună și să aflăm tot ce trebuie să știm. Trăind printre oameni și lucrând cu ei, am descoperit că există o continuă ispită de a măsura valoarea unui om după ce are și nu după ceea ce este. Ambalajul poate trece lesne drept conținut, iar conținutul se aruncă adesea la gunoi din cauza ambalajului inestetic. Să vi s-a întâmplat, nu-i așa? Ne grăbim și sărim peste etape, dăm din coate și călcăm peste cei mai slabi numai pentru a ne face pe noi remarcați. Sacrificăm principii de dragul poziției și desfacem relații din dorința nebună după întâietate. Cei mai mulți vrem doar să fim văzuți și din cauza aceasta ne-am pierdut viziunea. Uităm că istoria care contează nu se scrie cu sânge, invidie și ură, ci cu iubire și sudori are sacrificiului. Niciodată nu te satură ceea ce ai acumulat. În schimb, te împlinește ceea ce ai dăruit. Succesul se clădește din interior, astfel că trebuie să fim mai mari în interior decât în exterior, scrie John Maxwell. Atunci când suntem mai mari în exterior decât în interior, tot ce am construit este amenințat de prăbușire. Succesul care contează este bazat pe valori interioare neexpirabile și nu pe valori exterioare care sunt supuse degradării, demodării și învechirii. Nimic din ceea ce expiră nu trebuie să te frământe dacă nu deții. În nimic din ceea ce are termen de valabilitate nu ar trebui să investim prea mult timp, prea multă energie și prea mulți bani. Nimic din ceea ce este amenințat de rugine și moli nu are valoare intrinsecă. Haideți să explorăm câteva dintre valorile neperisabile care ne construiesc și ne diferențiază față de restul omenirii. În primul rând, dragostea. O valoare puternică, care nu o poți cumpăra cu bani și fără de care nu poți să numești că trăiești o viață frumoasă. Tragedia însă este că noi oamenii ne risipim prin neiubire. Dacă ar fi un singur lucru pentru care să merite să trăim, acela este iubirea. Nu cunosc nimic mai sublim decât iubirea activă și nimic mai odios decât egoismul. Cel mai detemut moment în viață nu este cel al morții, ci atunci când nu mai iubești și alegi să nu te mai investești iubindu-ți semenii. Iubirea nu caută folosul ei nici măcar în iubire, pentru că rațiunea de a exista iubire este în primul rând să ofere și nu să primească. De aceea, iubirea este mai puțin o declarație, este o faptă, este o acțiune. Cine iubește slujindu-i pe cei mai de jos, va ajunge sus și va fi înălțat pe culmi tot mai înalte. Niciun om nu este mai mare decât iubirea sa față de aproapele său. Iubirea îndefinește identitatea, existența și esența, pentru că sunt suma iubirilor mele. Destinația mea și destinul meu este în locul unde inima și-a găsit dragostea. Dăinuiești cât iubești și doar dacă ai iubit. O altă valoare neperisabilă, bunătatea. Teologul Berdiaev scria: pâinea pentru mine este o problemă materială, dar pâinea aproapelui meu este o datorie spirituală. Succesul unui om, pe de altă parte, se măsoară în esență în funcție de câtă bunătate a manifestat printre oameni. Nici când nu poate fi dovedită mai bine propria bunătate decât atunci când trebuie manifestată față de cei care nu o merită.
La fel ca și diamantul, care nu își pierde valoarea chiar dacă este aruncat în noroi, tot așa este și cu bunătatea. Ea își manifestă tandrețea și atunci când răutatea îi rânjește luciferic. Fiind o valoare neperisabilă, eternă chiar, bunătatea nu caută la fața omului și nici la faptele lui, ci se oferă plenar în ciuda deformității existențiale a subiectului. Bunătatea, care se oferă în funcție de criterii și care încetează în fața celor răi, nu este bunătate, ci altceva. Înțelepciunea biblică spune că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și este un adevăr ce nu poate fi invalidat. O altă valoare, răbdarea. Trăim într-un timp în care tot mai mulți oameni aderă la noul cult, cultul clipei. Răbdarea este una dintre armele omului liber. O persoană care are răbdare, își ia viața în propriile mâini, are întotdeauna grijă să clădească bine, pe termen lung, să nu se lasă intimidată de izbucnirile de moment din jurul său. Nerăbdarea face din noi niște cârpaci existențiali. Punem petec peste petec, niciodată capabil să croim o stofă nouă. Ne condamnăm prin nerăbdarea noastră la blestematul cult al improvizației. Răbdarea se învață în timp, avându-și geneza în lacrimi de durere și speranță. Cu cât învățăm mai repede că toate își au vremea lor, cu atât ne vom bucura mai mult și mai des de frumosul care ne așteaptă la capătul răbdării. În fond, la ce și unde ne grăbim? Viața trebuie savurată, nu fulecată zgomotos. Credința, o altă valoare, cea mai profundă și complexă realitate, nu este cea pe care o vedem, pe care o simțim sau o atingem, ci este dincolo de acestea. Cele mai multe lucruri care se văd și pe care le deținem au fost făcute deși nu au existat niciodată. Întâi le-am văzut cu mintea noastră, iar apoi am crezut că pot fi făcute și le-am creat. Fără credință, viața nu are nor. Credința nu este un mijloc cu ajutorul căreia primim de la Dumnezeu ceea ce ne dorim, ci invitația sa de a explora atât tainele propriei noastre existențe, cât și a propriei sale existențe. Cu cât te cunoști mai bine, cu atât îți descoperi limitele, dar cu cât descoperi mai mult din eternitate, din Dumnezeu, cu atât realizezi potențialul nelimitat pentru care ai fost creat. Fiecare se dezvoltă în viață în funcție de nivelul lui de credință. O altă valoare importantă este integritatea. Vedeți, nevoia de integritate este, sau nevoia de a fi integru, este mai mare astăzi ca niciodată. E la modă să o dai la schimb pe bani, poziție sau diverse avantaje, bunuri, materiale și așa mai departe. Însă odată ce ți-ai pierdut integritatea, nu mai e nimic de pierdut, spune cineva. Un om lipsit de integritate este ca o găleată găurită dintr-o fântână. Până ajungi să bei apă din ea, s-a scurs deja. De obicei, oamenii care au pierdut puncte importante la acest capitol își fac multă reclamă cu ceea ce au făcut și ceea ce dețin, sperând că valorile materiale vor compensa lipsa acestei valori spirituale. Reputația însă nu ține locul integrității, indiferent ce am avea, indiferent cine am fi pe scala socială. Înțeleptul împărat Solomon scria într-unul dintre proverbele sale: un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Banii pierduți se câștigă mai ușor decât un caracter compromis. Câștigi mai mult decât pierzi dacă alegi să-ți păstezi caracterul în locul unei reputații oferite prin compromis. Cineva spunea că dacă reputația ar fi fotograful, caracterul ar fi fața fotografiată. Dar dacă fața îți este respingătoare, degeaba te pune fotograful în lumina blițurilor. Succesul de moment este o chestiune de sclipire isteață. Succesul pe o perioadă mai lungă este rodul efortului consistent. Dar succesul permanent se obține datorită calității tale umane.
Un om de încredere atrage oameni care sunt dispuși să fie influențați de el. Iar influența bazată pe integritate este un succes care are o viață mai lungă decât noi. Am prezentat doar câteva dintre valorile asupra cărora trebuie să ne concentrăm dacă dorim un succes care merită să fie trăit și amintit generație după generație, chiar și atunci când noi nu mai suntem. Merită luate în considerare spre edificare și alte valori eterne, precum blândețea, care am putea o numi înțelepciunea de a evita violența sau pacea, înțelepciunea de a rămâne calm în mijlocul furtunilor vieții, sau temperanța, care înseamnă înțelepciunea de a ști cât îți este destul. Bucuria, de asemenea, care am putea o defini ca fiind înțelepciunea de a sărbători viața în toate anotimpurile ei. Sau facerea de bine, care înseamnă nimic altceva decât iubirea în haine de lucru și altele. Te sfătuiesc să-ți acorzi 2 minute în care să reflectezi la aceste valori și să iei decizia de a dezvolta câte una dintre acestea, începând cu aceea la care ai cel mai mult de recuperat. Și pentru că știu că e greu să mergi singur pe drumul dezvoltare personale, ia-ți un mentor. Poate fi oricine căruia îi pasă de viața ta. În mare parte, succesul are legătură cu abilitatea de a trece la acțiune și a nu amâna, spunea Jordan Belfort. Îți mulțumim foarte mult, Daniel, pentru materialul tău de astăzi. Îți dăm întâlnire și mâine pentru a primi o nouă hrană prețioasă pentru noi. În continuare vom primi frumos ambalată rubrica lui Cătălin Ionete și anume Reflecții. Titlul lui de astăzi este Fericire cu forța. Sunt curioasă, oare ne obligă să primim fericire de la el sau despre ce forță este vorba? Așadar, vă invit să vorbim împreună pe Cătălin Ionete și rubrica Reflecții. Bine ați venit la Reflecții! Fericirea e ca succesul. Fuge de tine atunci când tu fugi după ea. Succesul, se știe, atunci când este urmărit pentru el însuși, ca un scop în sine, de obicei nu prea se lasă prins. Succesul, în orice domeniu, despre orice fel de succes am vorbit, este doar un rezultat aproape indirect al unui efort de a face ceva. De a face ceva frumos, de a face ceva bun, ceva în care crezi, ceva în care investești toată energia și apoi, în mod natural, vine și succesul, nu ca ceva ce a fost dorit pentru el însuși, ci ca un rezultat al muncii depuse. La fel și cu fericirea, atunci când este un scop, când fericirea reprezintă un scop în sine, când vreau cu orice preț să fiu fericit, când este aproape o obsesie fericirea, devine foarte iluzivă, foarte greu de prins. Dar ce este fericirea? O întrebare foarte dificilă, bineînțeles. Totuși, putem încerca să răspundem în două feluri. De fapt, există două mari încercări de a defini fericirea. Una vine din Est, mai precis de la budiști, pentru care fericirea sau nefericirea, se știe că budismul este o religie care încearcă să facă să dispară suferința. Suferința este cea mai mare problemă pentru budism și fericirea sau nefericirea omului rezultă dintr-o tensiune dintre dorințele noastre neîmplinite și faptul că ele sunt neîmplinite. Mai exact, spune budismul, dacă vrei să fii fericit, trebuie să stingi orice dorință din tine. Pentru că nefericirea este rezultatul acestei tensiuni dintre ale dorințelor neîmplinite. Da? Dacă nu aș avea nicio dorință neîmplinită în mine, aș fi fericit. Da?
Este această doctrină a fericirii, se potrivește cu restul doctrinelor budiste, pentru care eu însuși și personalitatea este ceva ce trebuie să dispară la un moment dat, și fericirea supremă este tocmai dispariția mea a subiectului prin contopirea în conștiința universală, care este ceva ce budismul nu spune ce este, se abține să spună ce este, dar în orice caz acolo eu mă pierd și mă dizolv și dispar și nu mai exist. Creștinismul, pe de altă parte, în vest, concepția noastră despre fericire este foarte diferită, și chiar dacă astăzi în vest nu mai suntem atât de creștini, în continuare noi respirăm un aer creștin, iar fericirea, așa cum o înțelegem noi astăzi în vest, este moștenirea concepției creștine. Și pentru creștinism, fericirea este cu totul altceva. Este o beatitudine, este un extaz, rezultat sau produs la întâlnirea cu Dumnezeu. Nenumărați mistici au descris această fericire ca împlinire supremă a ființei umane, trăiri imposibil de descris atunci când s-au apropiat de Dumnezeu. Bineînțeles, nu toți oamenii au avut astfel de experiențe, dar concepția fericirii ca o stare de extaz, ca o stare extatică, a ajuns să fie definiția sau modul în care cei mai mulți dintre noi în lume, în lumea vestică, mai ales înțelegem fericirea. Ce este totuși foarte, foarte interesant este ceva ce se întâmplă în perioada sărbătorilor, mai precis acum, în aceste zile, când parcă plutește în aer așa obligația să fim fericiți. Și este foarte interesant că tocmai în aceste perioade, în aceste zile, când sărbătorim... ce sărbătorim? Crăciunul? Nu, sărbătorim nașterea Domnului. Se simte peste tot în lumea creștină această dorință, această obligație la fericire. Care poate să fie o povară, nu? Dacă ești puțin nefericit, atunci când vin sărbătorile și se aprind beculețele și plutește în aer o atmosferă festivă și toată lumea pare că este bine, aleargă după cadouri, aleargă după petrecere, aleargă după împlinire, aleargă după familie, după fericire, și în acele momente, mai ales dacă ești singur, resimți mult mai dureros decât de obicei singurătatea, neîmplinirile, nefericirea. Și este interesant de ce tocmai de Crăciun ne bântuie atât de mult această fantomă a fericirii. Răspunsul meu e ceva la care m-am gândit foarte mult, cu mulți ani în urmă, este că are o legătură cu nașterea, cu sărbătoarea nașterii Domnului, care, între noi fie vorba, aici nici măcar nu a avut loc iarna. Se știe foarte bine că Iisus a născut undeva primăvara, pentru că altfel n-ar fi fost ciobanii cu oile pe câmp. Totuși nu are importanță atât de mult când sărbătorim acest eveniment, cât faptul că sărbătorim. Cel mai important este să ne aducem aminte. Dar să ne aducem aminte de ce? Să ne aducem aminte că, de fapt, dorința noastră de a fi fericiți, această foame după fericire pe care o simțim mereu, bineînțeles, dar parcă mai mult ea este accentuată în perioada sărbătorilor, e ceva care plutește în aer și ne spune trebuie să fii fericit, trebuie să fii fericit. Trebuie să fii fericit. Și când lucrurile nu sunt perfecte și aproape niciodată nu sunt perfecte, ne trezim că suntem nu fericiți, ci mizerabili. E drept că există și această mare înșelătorie, această teribilă minciună, că putem să fim fericiți dacă ne cumpărăm lucruri, dacă ne cumpărăm haine, dacă primim cadouri și căutăm să ne
astâmpărăm această foame de fericire cu obiecte, cu lucruri, numai că știm foarte bine că mai mult de câteva momente foamea noastră nu este astâmpărată de niciun obiect, de niciun lucru, oricât de prețios și oricât de mult ni l-am fi dorit. Oamenii, pe de altă parte, relațiile, dacă suntem iubiți, dacă iubim, dacă avem prieteni, dacă suntem în mijlocul familiei, oamenii sunt un substitut mult mai bun pentru această foame pe care o avem după fericire, după extaz, și reușesc să o împlinească într-o anumită măsură. Dar chiar și atunci când suntem înconjurați de cei pe care îi iubim, chiar când totul pare să fie perfect în viețile noastre, ceva rămâne. Un pic din această foame persistă și continuă să strige, continuă să ne spună că ceva lipsește. Și asta este pentru că noi am rămas în continuare cu dorința asta după extaz în suflet, despre care spuneam, dar acest extaz pe care noi îl dorim și care e posibil și e real și este îndreptățit să simțim așa ceva, însă el nu poate fi produs în mod autentic și adevărat decât din întâlnirea cu Creatorul. Există nenumărate substitute, droguri, alcool, distracție în general și tot felul de mijloace de amuzament și care ne păcălesc pe moment că ne pot procura extaz, însă în cele din urmă vedem că a fost doar o minciună, a fost doar o înșelătorie și că adevăratul izvor care ne poate astâmpăra pentru totdeauna această sete de extaz este Creatorul. Pentru că, într-adevăr, am fost creați nu doar ca să fim, nu doar ca să existăm și să ne chinuim, ci să fim într-o stare de perpetuă fericire și extaz, într-adevăr, atâta timp cât suntem în legătură cu Cel care ne-a făcut. Asta a fost o încercare a mea de a explica într-o anumită măsură anumite lucruri pe care sunt convins că foarte mulți dintre noi le trăiesc în perioada sărbătorilor și de a oferi o soluție dincolo de băutură, dincolo de mâncare, dincolo de obiecte, dincolo de prieteni, dincolo de dragoste, chiar este adevărata și singura soluție la foamea noastră după ceva care nu este pământesc. De aceea vă doresc sărbători cu adevărat fericite în care să simțiți măcar un pic ceva din acest extaz dumnezeesc care strălucește de dincolo de această lume. Mulțumesc că ați fost cu mine, la revedere! Fericirea nu este o răsplată, este o consecință. Suferința nu e o pedeapsă, este un rezultat. Îți mulțumim foarte mult, Cătălin, și pentru mesajul tău din această seară. Te aștept și mâine cu ceva nou și proaspăt pentru noi. Sunt tare curioasă dacă în această seară la Revista Presei, adusă de Loredana Mărăcine, vom primi fericire sau suferință. Așa că o și salut. Aole, și suferință! Și aștept să văd cu ce vii. Acum mă uit așa puțin, nu știu dacă o să aducă chiar fericire pe echipul nostru ceea ce am de spus, dar parcă nici suferință n-aș vrea. Incidente la protestele din Piața Victoriei aseară, ningea cam povești, lumea a rezistat, chiar dacă a fost foarte frig și zăpada deja începea să se depună pe asfalt într-un strat subțire. Oamenii au încercat să meargă spre Parlament în marș, dar jandarmii nu au vrut să-i lase. S-a creat un mic conflict, au început să se îmbrâncească unii pe ceilalți, până la urmă oamenii au reușit să plece spre Palatul Parlamentului. Aproximativ 2000 de oameni au fost în stradă în capitala seară, dar astăzi o premieră la noi în justiția din țară.
A avut loc un protest tăcut al magistraților din mai multe orașe de la noi din țară. Și am surprins câteva poze de pe internet. Iată, această imagine este din București. Uh-huh. În această seară, este foarte recentă imaginea. Curtea de apel? Sau ce? Da, exact. Uh-huh. Și aici sunt tot în București, este o altă, un alt unghi. Mai sunt și alte orașe din țară. Iată, aici este vorba de Constanța. Astăzi mi erau mașini de poliție acolo și chiar mă gândeam ce infractori periculoși sunt în zonă. Numai că, iată, a venit poliția să asigure pacea și ordinea. Aici este o imagine din Cluj. Este o, este o premieră în justiție, după cum spuneam. Nu s-a mai întâmplat așa ceva și în istorie clar se va nota acest lucru. Dacă până și magistrații au ieșit în stradă, românii tot ies. În fiecare weekend, într-un număr destul de mare și sunt sigură că zilnic, nu am drum pe la Piața Victoriei în fiecare zi, dar cred că zilnic sunt oameni acolo care flutură steagul României și sunt nemulțumiți în continuare de faptul că nu există o transparență a acestor noi legi ale justiției și vom vedea dacă se va mobiliza cumva să se facă schimbarea sau nu în funcție de acești oameni care tot ies în stradă mereu. Ți-am zis, am fost și eu printre ei și nu o să pierd o altă ocazie dacă mai rămân în București în perioada următoare. Trebuie să știe. Cei din guvern trebuie să știe că românii își doresc anumite lucruri și lucrurile bune chiar nu trebuie schimbate. Hai să lucrăm la lucrurile rele, părerea mea. Îmi place pentru că deseori spuneau că noi nu înțelegem cum se întâmplă lucrurile și că suntem nemulțumiți, practic pentru că înțelegem lucrurile distorsionat. Că de fapt nu înțelegem cum stau într-adevăr lucrurile în justiție și ce vor de fapt să facă și că de fapt intențiile lor sunt foarte bune și că pe termen lung vor avea super rezultate și vom fi mulțumiți, numai că noi ne grăbim cu aceste proteste. Faptul că magistrații și cei din justiție fac asemenea gesturi îmi demonstrează că protestele nu vin de la oameni fără școală, fără carte, slab pregătiți din punct de vedere intelectual. Care au ieșit la grămadă. Exact, ba din contră. Toate interviurile pe care le-am auzit la televizor îmi confirmă faptul că în stradă sunt oameni care chiar știu ce se întâmplă. Oameni pregătiți. Da. Și de aici vine și semnalul mare de alarmă. Dacă ei au ieșit în stradă și au avut un protest liniștit, după cum am spus, oamenii români, pe de altă parte, cetățenii, sunt în stradă și țipă. Sunt megafoane, sunt tobe. Au tot felul de pancarte, am și văzut unele dintre ele chiar amuzante, dar râdem, dar în același timp ne-am dorit foarte mult. Este crâncen ce se întâmplă. Da. Da, ne-am dorit foarte mult să nu plângem pe termen lung. Am citit astăzi o știre care m-a întristat foarte tare, este vorba de Venezuela. Uh-huh. Am și salvat câteva poze. Este vorba de niște copilași. Copiii mor de foame din cauza sărăciei. Zilnic mor mulți copii de foame. Timp de 5 luni, cotidianul The New York Times a monitorizat 21 de spitale publice din Venezuela. Iată aici în poză îl avem pe președintele Venezuelei. Este vorba de Nicolas Maduro. El este conștient de ceea ce se întâmplă în țară, știe că poporul este înfometat, însă refuză să accepte ajutor internațional. Copilașii aceștia se bat pentru mâncare, mai degrabă zis, părinților se bat pentru mâncare, pentru copilași. Nou-născuți mor. Chiar în știrea pe care am citit-o era vorba de un bebeluș doar de 17 luni care fusese mormântat. Atât de săraci sunt și atât de înfometați încât adulții ajung să cântărească cât un copil. 20-30 de kilograme, nu mai mult. Sunt piele și os efectiv. Nu știu exact de ce nu se încearcă un ajutor din afară, chiar dacă președintele nu cere acest lucru. Ori din orgoliu, el aici, știu că am citit în articol și spune că problemele economice ale țării au fost provocate de adversarii străini, precum Statele Unite ale Americii, și spune că aceste state străine duc un război economic împotriva Venezuelei. Chiar și așa, cei de la New York Times, când au făcut acest studiu pe 5 luni, și îți dai seama, în spitale ajung toți care suferă de această boală de malnutriție, ajung acolo și sub ochii medicilor
se sting din viață pentru că nu sunt destui bani pentru lapte praf, nu sunt destui bani pentru tot ceea ce este necesar și chiar dacă îi pun pe picioare acolo cu tot felul de perfuzii și ce mai au ei, vitamine, când ajung din nou acasă nu au ce să mănânce. Este foarte trist și chiar nu credeam că în zilele noastre se poate întâmpla așa ceva. Vorbind de Venezuela, nu este chiar, nu știu, în junglă. Mm. Dar se întâmplă și lucruri de felul acesta în lume și când te uiți, parcă nu-ți vine să te mai plângi de, sau mai bine zis, problemele pe care le ai nu mai par atât de mari și de importante când vezi prin ce tragedii trec anumiți oameni. Mă uit din când în când la ceas pentru că nu aș vrea să întârzi foarte mult. Mai am încă două știri. Astăzi, când veneam spre a șapte, ascultam în mașină de cât de periculos este telefonul mobil. Nu ar trebui să-l purtăm nici în buzunar, nu ar trebui să-l avem în jurul nostru, lângă noi, atunci când dormim noaptea. Și am zis, hai să văd puțin despre ce este vorba. Și mi s-a părut cu adevărat periculos, nu mai citisem asta până acum, dar se pare că este, telefonul mobil este în topul pericolelor posibile de cancer. Din câte am înțeles, intră în clasa de risc 2B, alături de 265 de alte substanțe și factori de risc. Să fie cauzator de cancer, asta este cu adevărat important. Că știm că are anumite unde nocive, dar asta știm, suntem conștienți. Și am văzut multă lume care folosește căștile, să țină telefonul departe, să nu țină aproape de ureche, să nu fie aproape de cap. Dar iată că mai sunt și alte lucruri secundare care se pot întâmpla, mai ales celor care sunt dependenți de telefon. Îl au tot timpul în buzunar, în mână, îl folosesc foarte des. Telefonul poate duce la tulburări comportamentale, izolare socială, probleme de sănătate mentală, tulburări ale somnului. Îngreunează activitatea creierului pentru că folosind telefonul foarte mult nu mai avem acel exercițiu de a mai reține. Știi că înainte țineam minte numărul de telefon al bunicilor, al mamei, țineam minte lucruri. Acum nu, totul îți notezi în telefon, este la îndemână și acel exercițiu al creierului de memorie, de memorare... Da, nu mai există și atunci este destul de nociv. Exact. Și încă un lucru, în cazul copiilor, ajung să aibă probleme mari de concentrare. Pentru că în ziua de astăzi, copiii de la vârste foarte mici ajung să aibă un telefon mobil, un smartphone. Poate, nu știu, din comoditatea părintelui de a-i da ceva de făcut copilașului. Ori pentru că la școală așa are toată lumea și nu dorește să fie mai prejos. Cert este că telefoanele mobile, na, nu este o noutate, dar vrem să întărim această idee că sunt nocive și bine ar fi să le ținem ori într-o poșetă, femeile de preferat să le țină într-o poșetă, ori noaptea când dormim, ori le punem pe modul avion, ori foarte departe de pat, să nu dormim cu ele lângă cap sau lângă corp, de preferat acest lucru. Zi-mi, Consuela, dacă îți mai spun încă o știre sau lăsăm pe mâine. Meteo. Mă interesează okay, meteo. Da, meteo. Aseară nu am fost în București, dar am văzut că ningea cam povești. La meteo pentru următoarele zile, pentru marți și miercuri. Vremea va deveni un pic mai rece, după cum putem vedea și pe hartă furnizată de cei de la Meteo Plus, pagina mea de Facebook preferată pentru meteo. Albastru este peste tot la noi în țară, 2-3 grade, 0 grade peste tot, minus 1 grad, minus 3 grade, miercuri aciu, bineînțeles, interiorul arcului carpatic, acolo sunt cele mai scăzute temperaturi. Asta marți. Și ia să vedem și miercuri. Iată, minus 2 grade, minus 4 grade, un pic mai frig. Începem să simțim iarna în adevăratul sens al cuvântului. Evident că trebuie să ne așteptăm și la ninsoare. Va fulgui izolat. Temperaturile maxime le avem pe ecran în fața noastră, așadar următoarele zile să ne așteptăm la temperaturi scăzute, să ne îmbrăcăm conform și sper din toată inima să ningă mai tare la munte, că tare mult mi-aș dori să mă duc acolo puțin, să simt aerul curat și să văd zăpada. Sper că mă vei lua cu tine. Încercăm. Să ne sincronizăm. Nici în direct, Miss Lore, nu pot să obțin de la tine o promisiune. Pa da, promit, dacă ne sincronizăm programul, promit, mergem până la munte. Îți mulțumesc foarte mult. Spune-ne ce se întâmplă sub lupă. Sub lupă l-am păstrat pe Răzvan, am profitat de faptul că a venit în direct la tine și vom vorbi de corpul uman, anumite curiozități, anumite mituri, realități. Vedem cu el, întotdeauna avem o discuție atractivă, interesantă și activă. Așa că, imediat, în câteva minute, ne vedem sub lupă. Da, îndrăznesc să spun că este omul meu preferat de la A7.
Da, chiar este. Mă bucur tare mult să-l șerim în această seară, pentru că, într-adevăr, este un om de la care avem ce să ascultăm. Exact. Îți mulțumesc foarte mult pentru materialul pe care ne-ai pregătit în această seară. Îți dau o întâlnire mâine. Mâine. Mersi mult. Ne vedem. Dragilor, acesta a fost Magazin TV de astăzi și mă bucur că ne-ați urmărit. Vă dau o întâlnire mâine la ora 8:30 pentru a începe seara într-un mod responsabil și plăcut. Vă îmbrățișez tare, o seară extraordinară. La revedere!